Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, mă bucur tare mult să ne reauzim aici pe frecvențele Europa FM. Este 1 decembrie astăzi, o zi cu semnificații deosebite în istoria noastră și un moment în care ne reamintim că suntem, sau, mă rog, ar trebui să fim, o comunitate. Să împărtășim aceleași valori, să construim împreună un viitor mai bun și să lăsăm generațiilor viitoare o țară de care să fim mândri cu adevărat. Sună bine, sper că sună bine ce am spus până acum, nu-i așa, pentru că mi-am propus să vin așa într-un ton optimist, pozitiv și să nu mă las tras deoparte așa de anumite lucruri care îmi vin acum în minte legate de reacțiile din ultimele zile și chiar, și chiar de astăzi. Sigur, ca să avem, să reușim obiectivul ăsta, să atingem obiectivul ăsta, trebuie mai întâi să depășim unele sensibilități istorice. Să avem o înțelegere corectă, reală, onestă a istoriei noastre. Și vă spun asta pentru că am sentimentul că Ziua Națională a devenit mai degrabă un prilej de festivism gol de conținut, așezat mai degrabă pe niște mituri, pe niște convingeri care nu par a avea legătură cu adevărul istoric. Și îmi vine în minte acum un exemplu, mai zilele trecute, o declarație a unui deputat în Parlamentul României a stârnit așa o indignare, o rumoare, niște reacții foarte agresive. E vorba despre deputatul Cioma Boton, care spunea, citez, Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc. Și am văzut așa niște reacții foarte supărate, câțiva aproape în prag de leșin în Parlamentul României, cred că a fost nevoie de un pic de tratament cu odicolon acolo. Și acum, defect profesional, reflexul profesorului de istorie a fost acela de a mă întoarce la cartea de istorie. Ia să vedem noi cum arăta România, cum arăta Transilvania în 1918. Și dacă răsfoim un pic statisticile vremii, observăm, vă ofer, permiteți-mi să vă ofer câteva date. În 1918 Transilvania era un mozaic etnic format din români, maghiari, sași, germani, evrei, ucrainieni, romi, sârbi și așa mai departe. Și tocmai de asta vă propun în această seară o conversație în care hai să ne întoarcem la cartea de istorie și hai să vedem cum arăta România atunci, cum gândeau oamenii aia, ce valori au vrut să transmită până astăzi și dacă am înțeles ceva din lecția asta de istorie. Le spun bună seara invitaților mei din această seară, doi prieteni buni și doi oameni pe care îi respect și apreciez foarte tare, Alina Pavelescu, istoric, arhivist, scriitoare și un om care acordă o importanță deosebită adevărului istoric, așa cum este el, fie că ne place sau nu, și spun bun venit și domnului Florin Șperla, istoric militar, bine ați venit, mă bucur tare mult că suntem împreună în studio în seara asta. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Le reamintesc și ascultătorilor noștri că m-aș bucura să intre în conversația noastră la numărul de telefon pe care cu siguranță și-l amintesc, 0372069599. Dragi prieteni, ce mai știm despre Marea Unire? Ce mai înseamnă Ziua Națională pentru noi? E doar parada de astăzi? E doar prilej de pus mâna la inimă și de cântat imnul cu lacrimi mari, așa? Sau înseamnă mai mult de atât? Nu știu să vă spun în momentul ăsta, dar încercăm să aflăm împreună alături de Alina Pavelescu și Florin Șperlea. Alina, cum arăta România în 1918? Că declarațiile din ultimele zile așa mi-au trezit curiozitatea și tot stau să mă gândesc, știm cu adevărat cum arăta țara noastră atunci sau mai degrabă e așa o imagine pe care ne-am construit-o noi în timp? Să știi că m-am gândit și eu de multe ori la asta. Dacă aș fi trăit în 1918, cum m-aș fi raportat eu la ce se întâmpla? Și cred că aș fi fost în primul rând epuizată psihic și nu numai psihic, pentru că trecusem prin 2 ani de război, prin 2 ani de ocupație germană asupra unei jumătăți din vechiul regat, trecusem prin niște înfrângeri militare care lăsase în urmă multe victime, prin epidemii de tifos în Moldova, unde se refugiase cea mai mare parte a populației României, și printr-o pace separată în care România fusese de fapt o țară învinsă. Aceasta era poziționarea ei. Care pace separată se petrecea la câteva luni, nu foarte multe, în toamna lui 1918, când România crede că a pierdut războiul.
Sigur, între timp se întâmplaseră niște lucruri la care ea nu se aștepta. Spre exemplu, izbunise Revoluția Bolșevică și se destrămase Imperiul Țarist și atunci intrase Basarabia în componența statului român, dar în 1918, în toamnă până târziu, România, ieșită din război, cuprindea Moldova și Basarabia, pentru că restul țării era ocupat de nemți și Transilvania părea departe. Și atunci, îți dai seama, dintr-o dată lucrurile se precipită. Vorbesc dintr-o dată din perspectiva omului de rând, probabil. Florin e de acord cu mine, politicienii în mod evident anticipau mai mult. Și dintr-o dată te trezești învingător, ba chiar marele învingător, și te trezești într-o țară mare. Așa cum nu sperase atunci când a intrat în război că ți se putea întâmpla nici în cele mai fericite scenarii. Da, cred că prima reacție, sigur, a fost entuziasmul amestecat cu uluire, după care a urmat, să zicem așa, trezirea. Pentru că de-a doua zi nimic n-a devenit în mod vizibil mult mai minunat, niciun român n-a devenit mai bogat, nu neapărat mai fericit, mai scăpat de traumele războiului și a început o altă așezare. Da, uite, aș vrea să îți propun să revenim la momentul unirii și în mod special la adunarea națională de la Alba Iulia, pentru că îți mărturisesc că una dintre provocările pe care profesorii de istorie le au țin de a le explica copiilor cum anume s-a ajuns la ideea de unire. Știi că în manualul de istorie practic sunt câteva poze acolo, două, trei propoziții, copilul are senzația că a fost așa un entuziasm nebun, s-au strâns la Alba Iulia, au jucat hora, s-au îmbrățișat și gata, unirea, și de atunci am fost fericiți. Până 30 de ani mai târziu. Uite de pildă, cred că puțin dintre ei știu că decizia asta de a se uni cu România a fost una îndelung dezbătută. Au fost, iată, lideri politici care au cântărit pe toate părțile această decizie, au fost unii care chiar s-au gândit dacă nu cumva ar fi mai potrivit să rămână în cadrul Austro-Ungariei, nu? Sigur, cu respectarea autonomiei. Astea sunt lucruri care poate ajung mai greu sau deloc în spațiul public și cu atât mai puțin la copii. Ce ar trebui să le spună profesorii de istorie? Eu l-aș lăsa pe Florin să răspundă la întrebarea asta, dar înainte ți-aș da un clu și ție și spectatorilor și ascultătorilor noștri. Știi că mai toate țările acestea din Europa Centrală și de Est care au rezultat din destrămarea Imperiului Austro-Ungar, există câte o statuie a lui Wilson. Și la noi există undeva la Ploiești, dar din păcate seamănă mai degrabă cu Mihail Sadoveanu, nu? Că scrie Wilson pe statuie. Deci las pe Florin acum să-ți răspunde să cu acest mic clu. Da, să le spunem ascultătorilor că e vorba de președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson, care a venit cu faimoasele cele 14 puncte prin care a propus cumva reașezarea Europei pe niște baze ceva mai pașnice. Și după ce le-a propus, evident s-a retras din tot aranjamentul Versailles și a lăsat Europa să-și rezolve problemele, le-a rezolvat atât de bine încât s-a dus și spre al doilea război mondial, ca să închid paranteza Wilson. Dar voiam să spun și eu, apropo de întrebarea ta, este foarte corectă, pentru că noi trebuie să ducem în fața, tu cel puțin ai această experiență de predat gimnaziu, liceu, eu nu o am, mărturisesc, și cred că este fundamental diferită de cea universitară, dar sigur este că nu le povestim cum arată această România. Este o Românie cel puțin vechiuregat, este aproape distrusă de război, este o zonă în care, din punct de vedere al... Gândiți-vă la ce a însemnat foametea, bolile, gripa spaniolă, pentru că nu vorbim despre ea. Gripa spaniolă a făcut în 2 ani, 1918-1920, mai multe victime decât făcuse chiar prima conflagrație mondială. Așa încât politicește vorbind, vechiul regat arată foarte diferit, măcar de Transilvania, pentru că ceea ce spuneai apropo de rezoluția adunării naționale, noi de foarte multe ori, dacă se va spune Marea Adunare Națională, eu mă feresc de Marea Adunare Națională, că asta în timpul regimului comunist era un fel de identitate între vechiul Parlament Comunist și adunarea de la Alba Iulia, deci este rezoluția adunării naționale de la Alba Iulia. Deci vechiul regat arată foarte rău, este un, politicește vorbind, este o rotativă guvernamentală pe care regele Carol o pusese în funcțiune
bine, foarte bine, între conservatori și liberali. Este un vocenzitar, pentru că altfel nu înțelegem și trebuie să le explicăm, deci, și celor care ne ascultă și, în general, celor care vor să înțeleagă mai bine felul în care arată România, că atât unirea Basarabiei cu România, care se petrece într-un context foarte dificil. Nu uitați exact ce spunea Alina, suntem o țară ieșită din război, înfrântă practic de puterile centrale, sigur nu neapărat datorită nouă și să spunem datorită declanșării revoluției bolșevice condusă de Lenin. Și țara aceasta învinsă beneficiază de o unire neașteptată. Dar basarabenii și transilvanenii au avut condiții. N-au venit și au spus ne unim cu România pentru că vă iubim foarte tare, pentru că toți suntem români și este ok. Nu, au pus niște condiții. Și cele două condiții fundamentale pe care le regăsim atât în așa zisele baze pe care le vorbesc basarabenii în actul de unire, dar și transilvanenii în rezoluția de Uniunea Națională de la Alba Iulia, se referă la trei lucruri esențiale. Întâi de toate, o reformă agrară foarte amplă. Și nu uitați că basarabenii înșiși și-au avut niște îndoieli, pentru că acel prim-ministru care se duce și acceptă decizia sfatului țării în martie 1918 este Alexandru Marghiloman, este reprezentantul, e prim-ministru și este un politic conservator și este reprezentantul marilor proprietari de pământ. Evident că în Basarabia lumea se temea de un asemenea personaj și mai ales de felul în care arată vechiul regat. Și apoi este vorba de votul universal, egal, direct și secret. Și a fost atât de egal, universal, direct și secret, și transilvanienii au spus la fel, încât femeile au obținut drept de vot abia în 1938, într-o constituție a unei dictaturi pe care o înființează Carol al II-lea. E de tot hazul, acum, retrospectiv privind, dar alminte să nu uităm, femeile nu au ce căuta în viața politică, deși atât cei din Basarabia, cât și cei din Transilvania. Bucovinii au fost mai direcți. Ne unim cu țara, dar basarabenii și transilvanii au avut condiții. Și uite, Marcel, dragă Alina, astăzi nu reușim să vorbim despre aceste lucruri, pentru că, de fapt, lumea nu citește documentele Unirii. Ar fi interesant să facem un sondaj, așa ieșim pe stradă și să vedem, nu vă spuneați, știți cumva cam ce conține rezoluțiunea? Păi distrugi corola de minune a lumii în felul ăsta, da. Să știi. Bun, dar de acolo plecăm. De acolo, da, plecăm pentru că e important. Cel mai popular personaj din România. Mi-aș asuma asta, mai ales la catedră, dacă aș fi, mi-aș asuma riscul ăsta. Să știi că mi-aminteam, ascultându-te mai devreme, că de fapt și după momentul 1918, Basarabia n-a beneficiat de foarte multă atenție din partea guvernelor din perioada interbelică. Ba chiar citeam undeva că, mă rog, dintre funcționarii sau poate chiar militarii care erau trimiși acolo, mai degrabă o vedeau ca pe pedeapsă. Adică, era zona disciplinară. Era zona disciplinară, exact, da. Acum trebuie să ne gândim că, dincolo de acel entuziasm naționalist care, înainte de primul război, îi făcea pe oameni să se identifice cu România, adevărat că mai mult cei din Transilvania și Bucovina, pentru că în Basarabia lucrurile erau mai complicate din punctul de vedere al alfabetizării populației românești în primul rând, și asta conta. Existau anumite mitologii condescendente între români, să le spun așa, pentru că transilvanenii înșiși se gândeau că românii din vechiul regat sunt mai înapoiați cultural și au mai puțină instrucție decât ei, că România, de fapt, este o țară mai puțin civilizată, să spunem, și mai coruptă și... Da, decât Imperiul Austro-Ungar, în care trăiau ei și care aveau o tradiție birocratică de ținut, în ultima instanță. Iar la rândul lor, regățenii se uitau la basarabeni ca la niște români mai sărăcuți cu duc, așa, și mai primitivi. Iar astea sunt niște lucruri, sunt niște idei preconcepute care s-au perpetuat și după Marea Unire și care, din păcate, sigur că n-au devenit niciodată partea discursului oficial, dar s-au văzut în politicile și în felul în care s-au raportat unii la alții elitele din cele trei regiuni principale, Vechiul Regat, Basarabia, Transilvania, din felul în care s-au construit administrațiile în țările respective. Și dacă îmi permiteți două minute să mai trag și eu spuza pe turta mea de arhivist, ce m-a mirat pe mine foarte tare în această construcție statală care e pe o parte administrativă, politică, economică, socială,
Dar pe de altă parte, la nivel de cultură, mizează foarte mult pe unificarea unor percepții identitare. A fost că nimeni în administrația românească de după primul război n-a înțeles importanța arhivelor. Până foarte, foarte târziu, la sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, la Cluj exista o arhivă care fusese înființată de un universitar local și care practic închiriase o casă și plăta pe arhiviști din banii lui, făcând rapoarte disperate la Ministerul Instrucțiunii la București și cerându-le să îi dea un sediu și buget pentru salarii, iar în Basarabia, unde, mă rog, exista o așa zisă arhivă gubernială care fusese luată cumva sub control de români, primul lucru pe care l-au făcut autoritățile militare române când au venit acolo au fost să dea arhiva aceea afară ca să o înlocuiască cu sediul prefecturii militare. Deci asta pentru mine a fost un lucru de maximă uimire. Cum poți să vorbești despre o construcție identitară atunci când nu te preocupă unificarea arhivelor și unificarea memoriei? Și încă ceva, să știți că această sărbătoare de 1 decembrie ca sărbătoare națională e mult, mult mai nouă decât noi imaginăm noi. De fapt, ea începe în 1990, pentru că în perioada interbelică, sărbătoarea unificatoare era în continuare 10 mai, sărbătoarea regalității, iar 1 decembrie era un moment care era sărbătorit mai ales în Transilvania. Sigur, cu casa regală participantă și cu toată administrația românească convocată acolo în păr cu copii scoși din școli în costume naționale, dar aceasta nu era o sărbătoare națională. Și la un moment dat, când au sărbat primii 10 ani de la unire, au existat niște dubii când anume să sărbătorim, în decembrie sau de 10 mai. Și soluția a fost una de compromis, în sensul că s-a sărbătorit mai degrabă de 10 mai. Băi, pe 10 mai e vremea mai bună și e mai plăcut afară. Până azi, 24 ianuarie, este mai ales în Vechiul Regat sărbătorită decât în Transilvania. Exact. Rămâneți aproape, nu uitați, 0372069599. Vă așteptăm în conversația noastră și suntem curioși să știm ce mai știm despre Marea Unire și cum vă raportați la Ziua Națională a României. Academia Europa FM. Florin, să știi că țineam neapărat să te întreb, asta e o altă, o dificultate pentru profesorii de istorie, să le povestească elevilor despre ce a fost, ce a însemnat și cât a reușit armata română în timpul primului război mondial. La prima vedere, și n-am nicio îndoială, că și pentru mulți dintre ascultătorii noștri, am crescut cu ideea că primul război mondial a însemnat pentru armata română mărășești oituz, ceea ce sigur că da, reprezintă momente remarcabile în evoluția luptelor din primul război mondial. Dar oare știm suficient? A fost armata română pregătită pentru un război de o asemenea amploare, un război de epocă industrială? Cam cum arată lucrurile aici? Dacă e să luăm, ne întoarcem la cartea de istorie și o luăm așa, inclusiv la aparatul critic. Cum arăta? Bun, înainte de toate, nici n-aș vrea să fiu în locul profesorilor care au o singură oră pe săptămână în liceele în care predau, pentru că ce să faci în acea oră și cum să vorbești despre primul război mondial și despre prezența armatei române. Dar este foarte adevărat că după primul război mondial am cam uitat înfrângerile, pentru că în fond campania 1916 este o înfrângere, începând cu Turtucaia și continuând apoi cu bătălia pentru apărarea Bucureștilor, nu? Neajlov Argeș. Este o înfrângere generală și care are foarte puține momente de eroism, de, sigur, eroism când e vorba de morți, răniți în bătălii, sigur, e vorba de eroi, dar mă refer, înfrângerile acestea sunt totuși catastrofale, adică să ne amintim măcar de Turtucaia și mai ales de bătălia Sibiului, pentru că bătălia Sibiului, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai importante înfrângeri, pentru că acolo se vede felul în care intră armata română, nu neapărat nepregătită, fiindcă
Marcel, să fim onești. Este primul război al epocii industriale în care România n-avea ce căuta, dacă e să fim foarte onești. Dar există niște mize pe care noi le știm. Era posibilă obținerea Transilvaniei. Atenție, nu și a Basarabiei, că Rusia ne este cel puțin probabil, este aliata noastră, deci era puțin probabil. Aici, apropo de ce spuneam la început, există un singur politician care a avut o viziune extraordinară și ăla este Tac Ionescu, când spune că vom asista la o cascadă a tronurilor. E singurul om care, înainte de război, are această viziune absolut fabuloasă, genială. Parcă citește vremurile care aveau să vină atunci când face declarația asta. Și, deci, în general, după război, tocmai ca urmare a realizării unirii tuturor românilor, încep să fie... Cum ni se întâmplă adesea, că nu e prima dată în istorie când ne oploșim așa la adăpostul unor realizări și victorii, uitând ceea ce n-a funcționat. Deci este un război al epocii industriale în care militarii nu intră neapărat nepregătiți pentru că nu au mijloacele tehnice necesare. Este adevărat și asta. Dar este vorba despre armate de masă pe care le adusese pe câmpul de luptă încă Revoluția franceză și care acum beneficiază de niște inovații tehnice care sunt extrem, extrem de ucigătoare. Primul război mondial, cum știm, s-a spus carnagiu mondial. Iar aici este vorba de armate de masă aduse pe câmpul de luptă, unde fiecare flanc contează, fiecare spațiu dintre flancuri contează. Imaginați-vă că generalii români care conduc armate, că despre asta este vorba întâi de toate, ca să iau un exemplu, vorbeam de bătălia Sibiului 1916, între armata 1 și armata 2 există o distanță de peste 60 de kilometri. Pentru Dumnezeu, într-un război al armatelor de masă, o asemenea distanță între flancurile stâng și drept ale celor două armate, 60 de kilometri, e un fel de invitație. Nu vă spărați, nu vreți să veniți pe aici să ne atacați și eventual să întoarceți frontul. Asta se întâmplă în 1916 și cu mare greutate încep să înțeleg. Singurul care are o viziune cu adevărat a epocii și care înțelege perfect ce înseamnă acest război este Alexandru Averescu. Voiam să te întreb, ce rol a jucat statutul social al soldaților din armata română în primul război mondial? Pentru că, uite, poate mulți dintre ascultătorii noștri își amintesc de faimosul discurs al regelui Ferdinand de la Răcăciun din martie 1917, în care le-a promis reforma agrară, că le va da pământ, și vot universal. Crezi că asta a schimbat cumva situația sau mai degrabă ajutorul trimis de aliații noștri prin generalul Henri Mathia Berthelot? Care din lucrurile astea au înclinat balanța și ne-au ajutat să obținem victoriile de la Mărăș, Mărășești, Oituzi? Dacă mă îngăduie Alina și mă lasă să-i fur măcar un minut din viitoarea intervenție, sunt două lucruri diferite. Înainte de toate, soldatul acesta care intră în primul război mondial, în 1916, prin mobilizare, aproape 90 și ceva la sută sunt analfabeți, să ne înțelegem. Problema este că sunt conduși de rezerviști care sunt acum mobilizați și care sunt absolvenți de facultăți, geografie, istorie și așa mai departe. Sunt negustori, farmaciști, avocați. Oamenii ăștia știu tot atâtea despre războiul acesta al epocii industriale și cum știu soldaților. Și vreau să vă spun că nu sunt puțini. Nu sunt puțini, sunt foarte mulți. Și ca întotdeauna, în prima parte a războiului, cum se întâmplă, așa este regula, mor cei mai mulți, tocmai ca urmare a felului în care se triază competențele, ca să spun așa, pe câmpul de luptă. Iar ceea ce spunea este important dintr-un singur motiv. Ferdinand se duce și le spune soldaților: vă voi da o mai mare implicare în treburile țării, asta însemna vot universal, egal, direct și secret, și vă voi da pământ pentru că v-ați jertfi pentru el. Important este nu faptul că le spune Ferdinand, eu zic tot mereu lucrul acesta. Important este că țăranul ăsta l-a crezut pe Ferdinand. Adică a spus, dacă regele acesta zice că ne va da pământ, așa se va întâmpla. Asta e lecția pentru astăzi. Oare când vine un lider politic și spune, voi face asta, îl crede chiar toată lumea? Nu mai are nicio credibilitate. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii. Bună seara! Cu cine stăm de acord? Mihai, mă numesc, din București vă sun. Bună seara, Mihai, te ascultăm, ești în direct. Sincer să fiu, nu știu cum să mă raportez la Ziua Națională, vă spun sincer, cu ochi râd și cu ochi plâng. Adică sunt mândru de oamenii acestei țări, de poporul român și de oamenii simpli, normali, care trăiesc în această țară. Mai departe, sunt dezamăgit de clasa politică, exact ce spunea mai devreme invitatul dumneavoastră, că dacă regele Ferdinand le-a spus că le dă pământ, așa, oamenii au avut încredere că așa se va întâmpla.
sunt total dezamăgit de cei care ne conduc și cred că ăsta este blestemul acestei țări. Da. Și vreau să vă spun două lucruri, că a spus doamna mai devreme. Cred că ar fi fost mai bine să sărbătorim pe 10 mai, Ziua Națională a României, dar cred că ziua de 3 decembrie a fost hotărâtă cândva după Revoluție, stabilită, nu mai știu exact. Chiar în 1990. Da, chiar atunci, când la putere era, nu știu, PSD, FSN, nu știu, PDSR, ce mai erau ei atunci. Și când regele Mihai și Casa Regală reprezentau o amenințare, o, cum să vă zic, un pericol imens pentru cei, pentru Iliescu și pentru cei care ne-au condus atunci, și deci nu putea fi stabilită ziua de 10 mai. Și vreau să vă mai spun două lucruri scurte. Fata mea este elevă în clasa a 2 socială la un liceu în București, cu predare în limba germană, și a optat pentru o clasă cu predare după programa din Germania. Așa am optat noi, ne-am dus benevol acolo, având o medie. Istoria este materie obligatorie pentru bacalaureat, istoria Germaniei. Deci ne-am dus la această clasă cu predare în limba germană, că am vrut noi, și istoria este materie obligatorie pentru bacalaureat, nu istoria universală, istoria Germaniei. Indiferent de specializare, presupun. Din câte da, este o clasă, este o clasă cu predare după programa germană. Cine a optat acolo, ăstea sunt materiale, nu ai ce să comentezi. Și vă mai dau un singur exemplu de toleranță, ca să, mă rog, ca să mi se pare un exemplu creitor pentru zilele astea, ca să mă las și alți ascultători. Astăzi a avut loc recepția la Palatul Cotroceni, dată de președintele României în cu ocazia Zilei Naționale. Și nu am niciun partipric cu niciun partid politic, vreau să spun. Dar domnul George Simion și domnul Drulă, care sunt liderii partidelor opoziție, nu au fost invitați de președintele țării. Este un exemplu grăitor după mine și nu fac politică, da? Dar mi se părea normal ca toți președinții de partide politice care sunt astăzi reprezentanți de Parlament să fie invitați de președintele țării la recepția oficială. Da, interesant observațiile tale, Mihai, și îți mulțumesc tare mult că ai fost cu noi în direct. Eu aș vrea totuși să-i dau o speranță domnului și în același timp nouă tuturor, fiindcă sunt convinsă că și voi vă amintiți anii aceia de după 1990, când de Ziua Națională se huiduiau între ei pe criterii politice, se huiduia puterea cu opoziția, luau parte și oamenii care veneau să admire parada și era întotdeauna un moment penibil, totuși asta nu se mai întâmplă acum. Am evoluat. Iată. Măcar cât de cât. Așa. De altă parte, să ne amintim, apropo de ce spunea Marcel, ne-au trebuit 30 de ani să punem coroana pe capul Acvilei. 30 de ani. Care nu înseamnă cu necesitate monarhie, înseamnă cu necesitate independența acestui stat. Ne-au trebuit 30 de ani să stabilim 10 mai ca sărbătoare națională. În condițiile astea discutăm, apropo de ce spune ascultătorul nostru. Da, păi, sunt firești. Vă spuneam la începutul discuției noastre că, în general, în spațiul public, pentru cei, să spunem, consumatorii de istorie, sunt câteva lucruri care stârnesc polemici, stârnesc tot felul de dezbateri, și de asta mă gândesc că, iată, măcar Ziua Națională să fie o ocazie pentru noi prin care să le oferim niște răspunsuri. Și, uite, un alt detaliu pe care l-am sesizat ține de recunoașterea internațională a Marii Uniri. Vorbim mai puțin despre asta, că noi avem impresia că la Alba Iulia s-a terminat tot. Gata. Acolo au dansat Hora Unirii, a fost frumos, ne-am pupat, ne-am îmbrățișat și gata. Și după aia a fost România Dodorați. N-a fost doar așa. Au fost o serie de evenimente care cumva i-au ținut pe oamenii cu sufletul la gură. Negocierile din cadrul conferinței de la Paris, relațiile tensionate cu Ungaria. Și poate ar fi potrivit să le explicăm ascultătorilor noștri ce se întâmplă după Alba Iulia, ce rol joacă conferința de pace de la Paris, ce rol a jucat Regina Maria acolo. Da, sigur că diplomația de după război, chiar dacă, mă rog, rezultatul ei final a fost, cum zicea Florin, al doilea război, 30 de ani mai târziu, a fost totuși foarte importantă ca să remodeleze harta lumii. A fost un adevărat cataclism al frontierelor, sfârșitul războiului în Europa Centrală, în Europa de Est, în ceea ce avea să devină ulterior Uniunea Sovietică, și lucrurile nu erau deloc clare acolo. Și să știi că, așa cum
românii sperau la conferința de pace să obțină cât mai mult din interesul lor, care era și teritorial, și ungurii sperau la rândul lor, aveau și niște promisiuni primite la un moment dat că li se va permite să, ca Transilvania să rămână în granițele maghiare cu o anumită autonomie care să țină seama de dreptul naționalităților. Și a fost într-adevăr o luptă și a diplomaților și a propagandelor și o luptă de imagine pe care România a plusat-o foarte mult prin prezența acolo a reginei Maria, o regină care se înrudea cu casa regală britanică, care avea rude veri prin toate regalitățile europene, care, mă rog, nu s-a înțeles foarte bine cu Woodrow Wilson, pentru că el n-a simpatizat o foarte mult. E suficient că era practic verișoara regelui Marii Britanii și că atunci când s-a întâlnit cu Clemenceau, care este totuși un animal politic, trebuie să o recunoaștem, exact, a văzut în ea ceva similar. Și mi-aduc aminte de o intervenție a lui Pilsudski. Pilsudski la un moment dat spune, când a făcut prima lui vizită în România, spune, acolo la București sunt două femei cu cap de om politic, regina Maria și regina Elena, adică soția lui Carol al II-lea. Da. Că tot vorbeam de partea asta diplomatică, de negocierile care au urmat după Marea Unire și recunoașterea acestea pe plan internațional. Să știți că m-am întrebat întotdeauna și poate ar fi fost util să le povestim și copiilor cum s-a văzut Marea Unire de partea alaltă a baricadei. Că noi vorbim despre... E adevărat, de asta vă rog să remarcați că entuziasmul meu de ziua națională există, este unul real, consistent, dar ușor temperat. Că încerc să mă gândesc că noi în România anului 2022 trăim alături de comunități frumoase, de maghiari, sași, secui, turcii, ștătarii din Dobrogea. Și nu pot să nu mă gândesc că 1 decembrie pentru unii dintre semenii mei din această țară s-ar putea să nu aibă aceeași rezonanță cu aia pe care, nu știu, împărtășim cei mai mulți dintre noi. Cum s-au văzut lucrurile pentru partea maghiară în 1918? Uite, eu mă amintesc că, nu că mă amintesc, întâmplarea face că în urmă cu câteva zile mi-a căzut în mână o carte care tocmai a apărut în librării în România și care se numește Dincolo de tranșee, exact, cum au trăit maghiarii sfârșitul primului război mondial. Și e o carte extrem de interesantă. Este evident că, și nu-ți ascund, că oricât de lipsit de prejudecăți românești te-ai crede, oricât de lipsit de prejudecăți naționaliste, e o lectură pe alocuri greu de dus pentru tine, ca român. Pentru că, în fine, e imaginea ta în ochii celorlalți. Dar, dincolo de asta, îți dai seama că, de fapt, și de o parte și de alta a tranșeilor se moare la fel, se suferă la fel, se moare la fel de tifo și de gripă spaniolă, familiile se destramă la fel atunci când tatăl pleacă pe front și mama trebuie să câștige existența familiei. Și îți dai seama că până la urmă postura de învins, o postură pe care România a fost să o experimenteze și ea la un mod aproape la fel de dureros pe cât l-a experimentat-o Ungaria în 1918, a vrea să experimenteze în 1944. E o postură care necesită multă înțelepciune ca să treci peste ea. E foarte ușor să fii învingător și foarte greu să fii învins. Și acolo este, dacă vrei, o baterie de mărturie ale unor intelectuali maghiari din perioada respectivă, care îți oferă o imagine foarte nuanțată despre, sigur, tristețea și disperarea maghiară, dar și pentru motivele care îi făceau pe unii dintre ei, sigur, să fie triști că Transilvania e pierdută pentru statul maghiar, dar la momentul acela se simtă cumva mai bine sub administrația unei armate românești disciplinate decât sub administrația unei armate maghiare în degringoladă,
Și cu regim bolșevic. Și pusă pe jafuri și împotriva minorităților din statul maghiar, dar și împotriva propriilor cetățeni. Și cu care vom avea de altminteri probleme în perioada următoare, pentru că obișnuiesc să le spun copiilor mei să-i fac atenți uneori și le spun fraților, când vă mai uitați la un monument dedicat soldaților căzuți în primul război mondial, veți putea observa acolo sunt menționați anii 1916-1919 și văd așa o urmă de mirare în ochii lor. Domn profesor, dar stați puțin că ați greșit, războiul s-a terminat în 1918. Nu. Și le spun că aici mai urmează o poveste. Florin Șperlea. Știi că trebuie să le explicăm de cele mai multe ori ce înseamnă bolșevic. Asta mie mi se pare foarte straniu. Absolut. E drept că și pentru noi, dacă stăm să ne gândim, fiindcă suntem cumva aceeași generație și nouă, cineva trebuia să ne explice înainte de 89, dar ne explicau într-o anumită direcție. Noi trebuie să le explicăm astăzi corect, pentru că nu știu ce este aia. Ungurii au avut șansa acestui regim bolșevic al lui Bela Kun, care este, înainte de toate, unul care dorește să insereze Transilvania în această Republică Bolșevică Maghiară și, până la urmă, deși aliații ne-au ținut foarte strâns în lesă, iertați-mi formula, dar cam asta a fost realitatea, nu treceți Tisa, aveți grijă ce căutați la Tisa, iară sunteți la Tisa, dar norocul a fost că totuși regimul bolșevic maghiar s-a hotărât să atace și atunci, evident, riposta militară a armatei române organizate cu experiența ei de război a fost covârșitoare. Ne-au mulțumit ei înși și atunci, pentru că regimul bolșevic punea în pericol și proprietățile marilor proprietari de pământ din Ungaria, puneau în discuție chiar aprovizionarea populației. Prin urmare, intrarea armatei române în Budapesta în august 1919 este un lucru benefic și care, de fapt, evacuează din interiorul continentului european un regim bolșevic. Pentru că o posibilă conexiune între regimul bolșevic rus și cel maghiar ar fi putut fi fatală pentru România la momentul respectiv. Cât din... mai avem două minute la dispoziție, cred, și vreau să profit de prezența voastră în studio. Alina Pavelescu, cât din valorile pe care le-au avut, le-au împărtășit oamenii în 1918, se mai regăsesc astăzi? Îți spuneam un pic mai devreme că am senzația că de multe ori ziua națională este pentru mulți dintre concetățenii noștri o zi cu festivism gol de conținut. Tu cred că ai fi mai potrivit decât mine să-mi spui, pentru că valorile astea încep să îți fii inoculate de la școală. Și atunci când ești dintr-o școală bună, foarte bună, fără să știi istoria României cu adevărat, e foarte greu să vorbești despre care mai sunt valorile pe care indivizii, care îi fac pe indivizi să se recunoască în comunitate. Eu chiar am fost surprins astăzi că n-am auzit pe nicăieri niciun nume de general român din primul război mondial, niciun nume de politician care a făcut Marea Unire. Nici măcar un portret al lui Iuliu Maniu n-am mai văzut, ca să nu mai vorbim că la centenar, în 2018, a fost foarte greu să faci să treacă ideea că oamenii aceia care au făcut Marea Unire au murit apoi în închisorile comuniste. Au existat câțiva istorici, Oana Demetriade de la CNSAS, care au încercat să facă asta, dar nu vrem să auzim. Sentimentul meu este că noi nu suportăm acele idei care ne fac să ne uităm în oglindă și să ne spunem noi, parcă nu sunt chiar așa frumos pe cât cred eu, parcă mai am și un neg pe nas. Și asta nu e bine pentru comunitate. Deci, absolut deloc. Da, știi cum spune Amosos, îmi iubesc țara, dar nu-mi place totul la ea. Noi în zona asta ar trebui să funcționăm. Adică nu sunt incompatibile. Ne iubim cu toții țara, dar trebuie să vedem care sunt lucrurile care nu funcționează, să le spunem cu voce tare și să încercăm să găsim soluțiile potrivite. Încheiem în seara asta cu acest mesaj care sper să ajungă la cât mai mulți dintre cei care ne ascultă. Dragi prieteni, am fost aici la Academia Europa FM alături de Alina Pavelescu și Florin Șperlea. Vă mulțumesc pentru o conversație absolut deosebită. O seară de milioane, ne auzim joia viitoare. Academia Europa FM cu Marcel Bartic.